Da, m-a sunat și mi-a spus că să vin repede acasă, că l-am mușcat câinii pe copil. Ce ați făcut? Ați venit în grabă? Da, am venit repede cu mașina, am ajuns, am luat copilul, l-am pus în mașină, pe burtă, pe pancheta din spate, l-am dus la urgență. L-a cusut, a fost rupt tot de câini și după aceea am venit și am văzut unde mi-au arătat oamenii și vecina, mi-au arătat unde l-au văzut. Unde au fost câinii pe copil și nevastă mi-a uite, erau aici așa, nu? S-a pus pe burtă, că a zis că să nu mușe de față, să nu mușe de altundeva și s-a aruncat pe burtă copilul, că nu mai avea ce face. Deci era cu bicicleta, au întors bicicleta la câini ca să nu-l muște și când i-o dat roată, nu mai au ce să facă, au fugit și s-a aruncat pe burtă. Și câinii au dăbărât toți pe el, deci puteți să filma, aici se vede de sus, a fost cu oile aici sus, deasupra la sat, aproape de căzi. Pe câinii, nici nu știam a cui sunt câinii. Am căutat câinii toată ziua și nu știam a cui sunt câinii. Deci au plecat și cu oile și cu câinii și cu tot și am căutat, n-am putut să mergem. Deci era și drumul era rău, nu puteam să mergem cu mașina să căutăm și nu aveam unde să mergem. Deci câinii au mai mușcat multă lume și să știe despre ei. Deci n-ar trebui să mai fie, aici nu se poate evita nimic cu câinii ăștia. Deci proprietarii să aibă grijă de câini și să-și facă legea poliția cu câinii și dacă sunt turbați să-i împuște, să-i omoare, să facă ce vrea cu ei. Dacă nu-i vaccinează, nu le pune ciobanii, nu le pune la gât, are un anumit... Nu lua nimeni măsura pentru câini. Deci pentru câini nu a luat nimeni măsura. Dacă copilul meu peste un an, 2, 3, 4, 5 ani pățesc ceva cu el, ce se întâmplă?